Doar 40% dintre candidații dornici să îmbrățișeze cariera militară au fost admiși după încheierea primei etape a examenului. Conform rezultatelor primei etape de recrutare selectarea a soldaților profesioniști în Armata României, pentru anul în curs, rezultatele comunicate de MAPN, în perioada februarie-aprilie, statul major al apărării a evaluat desfășurarea procesului de recrutare în 41 de județe și în București. Au fost disponibile 5.093 de locuri, pentru care s-au înscris 6.448 de candidați, dintre care 20% fete. Potrivit 24% dintre candidați au fost respinși la evaluarea fizică inițială, iar 18% nu au trecut de testele psihologice. Totodată, 12% dintre cei rămași au fost respinși la evaluarea medicală. În final, au fost admiși 2626, care vor intra în etapa următoare a concursului de admitere. În comunicatul transmis de Ministerul Apărării, se arată că mulți dintre candidați au fost eliminați în etapa inițială a evaluării fizice, chiar dacă testul a fost considerat de dificultate medie. Cu toate acestea, MEAPN evidențiază interesul semnificativ al tinerilor pentru domeniul apărării, ceea ce sugerează că obiectivul de creștere a numărului de militari în Armata României este realizabil. Ministerul a prezentat și o estimare a veniturilor lunare posibile pentru soldații profesioniști într-o simulare care ia în considerare nivelul maxim al prevederilor legale. Salariile nete lunare se încadrează între 4.399 și 5.765 de lei, în funcție de gradele și beneficiile individuale ale soldaților. Deocamdată se lucrează la o reglementare privind o posibilă majorare a soldelor de funcție, cu până până la 30% cu scopul de menținere și consolidare a capacității operaționale.